Accidentul rutier a avut loc în jurul orei 21:30 la ieșirea din comuna Valea Mare Pravăț spre comuna Stoienești. Cei doi tineri pot spune că au avut șansă că au scăpat fără răni care să le pună viețile în pericol. Conducătorul auto, un tânăr în vârstă de 21 de ani din Câmpul Lung, a pierdut controlul volanului, mașina a lovit șanțul de pe marginea drumului și s-a răsturnat pe plafon. În urma unui apel la numărul de urgență 112, la fața locului au ajuns un echipaj al pompierilor câmpulungeni cu auto specială cu modul de descarcerare și un echipaj al serviciului de ambulanță județean. Cei doi au ieșit singuri din mașină, iar pasagera din dreapta, o fată în vârstă de 17 ani, a primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la spital. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe raza comunei Stoienești. Acesta a intervenit cu o specială de stingere cu modul de descarcerare, au asigurat măsuri specifice la fața locului. Polițiștii biroului rutier Câmpul Lung au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele care au dus la producerea incidentului rutier.